Numele meu este Izvoranu Cristian, ne aflăm în comuna Sfințești, județul Telorman. Ne aflăm lângă un land de rapiță, mai exact hibridul PT264 de la firma Pioneer, firmă cu care noi colaborăm de ani buni. Am început cu porumbul acum mulți ani, rămânând impresionați profund de genetica și de potențialul de producție. Am extins și către celelalte culturi cu material genetic de la Pioneer, fiind în continuare la fel de încântați ca și de porumb. Ferma noastră cultivă undeva în jurul suprafeței de 400 de hectare, dintre care anual cel puțin 100 de hectare de porumb în sistem irigat integral. Rapiță, anul acesta avem în jur de 60 de hectare, atât a rămas pentru că știm foarte bine condițiile au fost vitrege. Restul 100 de hectare de floarea soarelui și diferența grâu și mazăre. Dacă vorbim de rapiță, PT264 e preferatul nostru. Este un hibrid care e etalon pentru noi. An de an, hibrizii pe care îi mai testăm în fermă trebuie să-l bată pe acesta. Până acum nu s-a reușit acest lucru și după cum arată, cred că nici anul ăsta. Cred că a fost cel mai dificil an de până acum. Din punct de vedere al precipitațiilor am stat foarte slab. Seceta pedologică a fost atât în toamnă, iarnă, cât și în primăvară. Și ca să fie totul perfect, ne-au mai dat și ceva înghețuri târzii, care ne-au cam speriat la un moment dat, deoarece am crezut că rapița o să avorteze sau cel puțin tija florală o să aibă mari probleme. Din fericire, genetica bănuiesc și-a făcut datoria. Noi am făcut tot ce ne-a stat în putință să compensăm dificultățile acestea și se pare că am reușit. Noi nu folosim tehnologie cu întoarcerea brazdei de peste 11 ani. Am folosit în toamnă un subsolier, după care un disc pentru mărunțirea resturilor și o încorporare superficială, pentru că aici a fost un lan de grâu anul trecut. După care însămânțarea s-a făcut de la jumătatea lunii august către septembrie. Am așteptat inițial o ploaie, nu a venit, așa că am fost nevoiți să irigăm la început de septembrie. Rapița a ieșit, bineînțeles, foarte, foarte bine. Uimitor, chiar am semănat 50 de boabe genuine pe metru pătrat, am făcut o densitate, cred că undeva la 45 de plante avem la momentul actual. După care am făcut o fertilizare în toamnă cu îngrășământ pe bază de azot pentru a-i stimula creșterea. S-au folosit două regulatoare de creștere, unul în toamnă pentru că a avut o creștere foarte luxuriantă. Este un hibrid care valorifică foarte bine resursele și nu stă la discuție cu dezvoltarea. Am mai folosit unul în primăvară pentru că am văzut înghețurile care urmau să vină târziu și am zis să-l ajutăm un pic cu stagnarea tijei florale. După acel îngheț am folosit aminoacizi pentru a-i reda creșterea și vigoarea. Am mai venit și cu ceva hrană, tot pe bază de azot, pentru a-i stimula creșterea și a definitiva o producție cât mai bună. Tratamente s-au efectuat, zicem noi, la timp și ca la carte. S-au folosit atât insecticid sistemic cât și fungicide de calitate. Burinile au plecat ceva mai greu față de cum ne-am fi așteptat noi, dar în momentul în care au ieșit am aplicat galera, care și-a făcut efectul foarte bine. L-am aplicat în toamnă și cultura este foarte, foarte curată la momentul de față. Acest hibrid l-am cultivat din primul an, de când am început să cultivăm rapiță. În anul acela am obținut o producție de 4200 media la hectar pe acest hibrid, o producție care pe noi ne-a încântat foarte mult, mai ales că n-aveam experiență cu această cultură. Ce ne încântă la acest hibrid este puterea foarte mare de ramificare. Are o rezistență foarte mare la înghețuie târzii, lucru pe care l-am descoperit anul acesta, pe care nu-l știam. De secetă nu mai vorbim și noi ne întrebăm de unde a avut resurse, cel puțin ca apă, să facă asemenea masă vegetală și siligve. Rezistența la sclerotinie are iarăși un factor foarte important. Pot să spun că anul ăsta în lan nu am găsit o singură plantă bolnavă de sclerotinia. Am efectuat și tratamente ce-i drept, dar oricum hibridul și-a spus și el cuvântul. Și alte lucruri, potențialul ridicat, bineînțeles că până la urmă asta contează la final de an. Dincolo de aspectele vizuale, contează și ce ne rămâne în hambar. Acest hibrid este tratat cu Lumiposa. Ne-a încântat foarte tare lucrul acesta, deoarece în toamnă, fiind singura oază verde de pe întreg câmpul, am avut un atac de dăunători destul de mare. Plantuțele fiind foarte mici, temperaturi foarte ridicate, erau foarte predispuse distrugerii, ca să zic așa. În schimb, insecticidul s-a făcut treaba foarte bine, mai ales în prima fază de vegetație. Cred că densitatea din spatele meu spune acest lucru și arată că nu au fost probleme legate de dăunători. E un lucru extraordinar, un lucru foarte bun, care ne ajută mult. La rapiță nu vreau să fiu foarte optimist, dar în sinea mea aștept o producție peste 4 tone la hectar. Avem densitate optimă, avem număr de siligve, avem semințe în siligve din belșug. Nu văd de ce nu, atâta intemperiile să nu ne stea în cale.